După amiază binecuvântată, multă sănătate, salutări celor de aici, celor de departe care se bucură împreună cu noi. Avem în după amiază aceasta un subiect care atinge din nou sensibilul, complexul, domeniul al sentimentelor noastre. De ce astfel de subiecte? Pentru că oamenii au multe probleme la capitolul acesta. Aceste teme se nasc din observația problemelor oamenilor. Dacă stai și observi, dacă te rogi și vrei să înțelegi lumea în care trăiești, vei vedea că oamenii au multe probleme. Și nu-i doar o problemă la un individ. E o problemă aproape comună. Chiar dacă nu e identică, dar o întâlnești la atât de mulți oameni. Iar oamenii au probleme psihoemoționale. Da? De ce merg la psihologi? De ce cad în tot felul de depresii, de atacuri de panică? Dar sunt și alte tipuri de sentimente care nu te duci niciodată la doctor, că nu există doctor pentru mânie, nu există pentru furie, pentru violență, pentru sentimente de auto-învinovățire și așa mai departe. Și suferim foarte mult, viața ne este dată peste cap, pentru că sentimentele pot să ia controlul vieții noastre, în realitate pot să ajungă dominante și să târască viața noastră pe un traseu foarte prăpăstios și periculos. Tema este intitulată Cum să primeze rațiunea credinței în locul focului sentimentelor. Da, sentimentele se pot aprinde, pot ajunge extrem de puternice, de excesive, pot ajunge un foc. Când am fost creați de Dumnezeu, am fost creați într-un mod admirabil și foarte echilibrat. Pentru că reflectam pe Creatorul nostru care are și o minte înțeleaptă, care are rațiune și care are și sentimente. Dar toate sunt într-un echilibru extraordinar. După chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar când spunem că omul a căzut în păcat, după căderea în păcat, să știți că s-a făcut vraiște, s-au făcut ravagii. În ceea ce privește nu doar gândurile, ci și sentimentele. Toate facultățile minții și sufletului au fost tarate, date peste cap, dezechilibrate, iar ceea ce avem în timpul actual este un om care este foarte răvășit de păcat, cu mintea, cu sufletul, cu sentimentele praf. Inclusiv sentimentele omului au fost, prin căderea în păcat, au fost dezechilibrate, au ajuns să fie excesive sau chiar să domine biata ființă umană. În acest studiu vom învăța cum sentimentele pot să fie subordonate unei bune judecăți, care la rândul ei, buna judecată sau rațiunea, să fie susținută de o credință înțeleaptă. Îi zic credință înțeleaptă. De ce focul sentimentelor? Pentru că sentimentele se pot aprinde. V-ați aprins vreodată? Știți, chiar se folosește limba română, asta este foarte, foarte faină dintr-un punct de vedere. Are niște cuvinte pe care probabil numai noi românii le înțelegem ca traducere, că nota modul ai putea, ce te tot inflamezi, știi? Mai zici la câte unul, ce te tot inflamezi? Deci nu suntem benzină, dar nu suntem diluanță, ne inflamăm substanțe inflamabile. Ce te tot aprinzi? Așa, nu se zice, nu? V-ați aprins vreodată? Ați luat foc? Ați luat foc vreodată? Aduceți-vă aminte, ce tip de sentimente atunci? Ce? Da, sentimentele se pot aprinde. Pot arde în lăuntru și după ce arde în lăuntru, se creează presiune mare, încep să ardă și afară și încep să ardă și în jurul nostru. Ele pot deveni foarte puternice, asemenea unui uragan care mătură totul în cale, care întunecă buna judecată. Când spui ce te-ai aprins, să știi sigur că nu mai ești calm și nici nu mai gândești atunci. Te-au luat în stăpânire niște sentimente ciudate care pot să fie fie de ură, fie de mânie, fie de tristețe, de descurajare excesivă, pentru că tema asta are de-a face cu toate tipurile de sentimente care ajung excesive și dominante. Focul, știți ce-i cu focul, cu aprinderea focului? No? Când dai foc, focul cuprinde totul. Ați văzut cum se întinde focul? Nu, am ars de curând niște lemne cu niște prieteni care m-au ajutat prin grădină. Domnule, trebuia să fii atent acolo. Știți cum se întinde? Trebuia să dai acolo, să strupești cu apă, să calci cu picioarele, să faci ceva, că avea tendința să cuprinde totul. Este distrugător. Nu iartă nimic. Și să știți, nu o face cu discernământ.
Tot ce cuprinde focul arde. Frate, dacă se poate arde, arde. Poate să fie și lucru bun, poate să fie și lucru arde. Înțelegeți? De aceea focul sentimentelor când se aprinde va fi fără discernământ și va arde tot în cale. Înțelegeți? Când vorbim de un foc, ce cuprinde consumă și mistuie și distruge. De aceea, în viața noastră, care e tot mai complicată, datorită vremurilor pe care le trăim, datorită presiunilor care sunt puse pe noi, provocărilor la care suntem supuși să facem față, nedreptăților, încercărilor, necazurilor, pierderilor, sentimentele noastre o pot lua rasnă. Și pot să devină exact cum am spus, cum am comparat, cu un foc care pârjolește totul. Am vrea să citesc Psalmul 38:6, sunt gârbovit peste măsură de istovit, adică epuizat înseamnă istovit. Toată ziua umblu plin de întristare, asta înseamnă exact sentimentele astea îl caracterizau. Trebuie să fim atenți când e vorba de sentiment, când e vorba de gând, când e vorba de voință, să facem corelația. Deci, sunt gârbovit înseamnă cocoșat de povară, cocoșat nu de, mă rog, saci de ciment care sunt saci în minte care îi porți. De ce toată ziua umblu plin de întristare? Căci o durere arzătoare mistuie măruntaiele, observați, durere nu simplă. Arzătoare înseamnă foc. Deci când ești plin de întristare și ajung excesiv sentimentele acestea, o durere arzătoare mistuie măruntaiele, astea înseamnă organele interne, și n-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea. Asta e impactul pe care îl au sentimentele arzătoare de tristețe, dar și alte tipuri de sentimente asupra trupului. Proverbe 20:3, o cinste pentru om să se ferească de certuri. De ce ne-am ferit? Pentru că am avea o bună judecată. Dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. Un alt cuvânt în limba română, aprindere. Se aprinde ce se aprinde? Se aprinde un chibrit? Se aprinde un foc? Nu cu ceva care dai foc? Zice, nebunul se lasă stăpânit de aprindere. De ce aprindere? Vorba de sentimente care îl iau pe sus, știți? Care explodează, îl inflamează. Iov 5:2, nebunul piere ucis de mânia lui, prostul moare ucis de aprinderea lui. Da, sigur, aici nu e doar figurativ, nu e un limbaj metaforic doar, să știți că se moare și de la aprinderea sentimentelor. Poți muri de la aprinderea sentimentelor, se inflamează pe rău, te arde și pe dinăuntru, mă arde și pe din afară și faci ceva. De ce vorbim de rațiunea? Învățăm cu această ocazie cum să primeze. Sigur, e o luptă, sunt alegeri care suntem chemați să le facem. Studiul are rolul, rostul, de a explica, de a clarifica, de a dumica, de a ajuta pe oameni să înțeleagă cum stau lucrurile și ce pot să facă, alegerile le luați. Sigur, putem să fim târâți în continuare de sentimente puternice și excesive și niciodată să nu primeze rațiunea credinței. Noi vorbim aici de cum credința să pună la punct sentimentele. Și poate niciodată nu v-ați gândit, e vorba de rațiunea credinței. Credința are niște rațiuni pe care funcționează, înțelegeți? Și nu vreau să fac o specificare foarte clară, să subliniez lucrul acesta. Foarte mulți confundă credința cu un sentiment. Credința nu e o emoție, dragul meu, că te-ai simțit nu știu cum, aproape de Dumnezeu sau nu știu ce. N-are nimic comun. Dacă doar te gândești că credința e un sentiment, face o confuzie teribilă și păguboasă. Credința nu e un sentiment, e cu totul altceva. Dacă ai avut niște sentimente plăcute pentru Dumnezeu sau nu știu ce, niște gânduri frumoase, atunci nu înseamnă că ai avut credință. Bun. Vorbim de rațiunea credinței. Are credința o rațiune sau se bazează pe rațiune? Da. De unde provine credința? Roman 10:17. Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos. Deci aici ni se spune credința vine din Cuvântul lui Hristos, prin Cuvântul lui Hristos. Adică ce credem? Credința se bazează pe Cuvântul lui Dumnezeu. Da? Ce e Cuvântul? Ce-i Cuvântul? Cuvântul este expresia gândurilor lui Dumnezeu. Dumnezeu a gândit ceva, a inspirat acești oameni care au scris Biblia și a fost scris ceva care reflectă felul în care gândește Dumnezeu. Cât de stabil e cuvântul lui Dumnezeu? Mai stabil decât pământul pe care stăm. Pentru că cerurile și pământul vor trece, dar cuvintele mele, spunea Hristos, nu vor trece.
Cuvântul lui Dumnezeu nu fluctuează cum ne fluctuează sentimentele, cum se schimbă oamenii, cum fluctuează emoțiile și așa mai departe. Da? E ceva foarte fix, foarte stabil, foarte rațional, dar nu rațiunea omenească, e vorba de rațiunea divină. E felul în care Dumnezeu judecă lucrurile și ți le explică. Și în sfârșit, slavă Domnului că avem un punct fix. Nu dați-mi un punct fix. De ce? Pentru că suntem foarte schimbători. Ne schimbăm și felul în care gândim, ne schimbăm opiniile, dar sentimentele se schimbă cel mai des. Dacă există vreun mod mai fluctuant, vreun domeniu în care oamenii sunt foarte schimbători, este nivelul sentimentelor, este segmentul sentimentelor. Acum râzi, acum plângi, acum urăști, acum iubești. Ne schimbăm foarte repede, da, ca sentimente. Ori asta necesită imediat când înțelegi cum stau lucrurile, că sentimentele sunt schimbătoare și nu întotdeauna demne de încredere. Când îi mai auzi să te bazezi pe inima ta. Bă, frate, asta e psihologie lumească găunoasă. Inima e nespus de înșelătoare și deznădăjduit de ea când îi auzi pe psihologi să te bazezi pe inima ta, pe ce simți tu. Păi eu simt să am niște lucruri atât de ciudate, crede-mă, uneori simt niște chestii de mă rog să mă ierte Dumnezeu. Înțelegeți ce simțim? Uneori simțim și că nu, Dumnezeu nu există. Uneori simțim că Dumnezeu ne-a părăsit. Minciună, fals, că nu te părăsește niciodată Dumnezeu. Ce simțim noi? Sunt multe chestii care nu sunt reale, nu sunt adevărate și fluctuează. Tocmai când începi să înțelegi cum stau cu sentimentele, ai nevoie de ceva fix care să le regleze. Și aia e cuvântul. Dar nu doar cuvântul, cuvântul există de mult timp, este credința în acel cuvânt. Credința care te face să te bazezi pe acel cuvânt, da? În Psalmul 56:4 eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul Lui, mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Hai să reluăm imediat versetul ăsta frumos și complex. Mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul Său. Observi, Doamne, nu mai tot vorbi de Dumnezeu când nu ai nimic cu cuvântul Său. Când vorbim de Dumnezeu, cel mai clar lucru legat de Dumnezeu e cuvântul Său. Restul putem să fabulăm și să aberăm despre Dumnezeu când n-ai cuvântul. Te duce la cuvânt. Mă încred în Dumnezeu, dar în ce te încredeai? În cuvântul lui Dumnezeu și nu mă tem. Teama, frica este emoție, este sentiment. Da? Observați, când te încrezi în cuvântul lui Dumnezeu, începe emoțiile să fie sau sentimentele să fie reglate. Da? Nu mai te temi pentru că te încrezi în Dumnezeu. Iar de ce te încrezi? Cuvântul lui Dumnezeu te învață să te sprijinești, că Dumnezeu e puternic, că ține totul sub control, are rațiune. Înțelegi? Nu e rațiunea omului, e rațiunea lui Dumnezeu, care începe să se instaleze în tine când ai credință în acest cuvânt și să regleze ce? Vastul și complexul domeniu al sentimentelor. Da? Cuvântul lui Dumnezeu, să nu uităm, este cel mai stabil punct. Nu se mișcă, nu se clintește și de fiecare dată îți spune cum să acționezi. Îți spune ce este bine și ce atitudine să iei. Dacă l-ai cuvântul lui Dumnezeu și alegi această rațiune, El va pune la punct felul în care gândim și felul în care simțim. Altfel, ești ca o corabie fără cârmă, ți s-a rupt cârma și fără busolă. Și valurile te împing unde? Păi eu știu că te duc și colo și colo, bat curenții și în partea aia și în partea aia. Cam așa este viața unui om condus de sentimente, dar fără cuvântul lui Dumnezeu. Evrei 4:12, căci cuvântul lui Dumnezeu e viu și lucrător, acolo unde e lăsat. Dacă e posibil să nu pătrundă noi cuvântul și să nu ne regleze nimic, și să nu ne echilibreze de nicio culoare, dar nu pătrundem voi cuvântul meu, da? Spunea Iisus fariseilor. Cuvântul e viu și lucrător, mai tăietor. E nevoie de tăiat, unele chestii sunt de tăiat, decât orice sabie cu două tăișuri, e foarte ascuțit. Dacă e lăsat, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul. Sufletul și duhul sunt două componente, duhul minții voastre, da? Se vorbește de minte care are de-a face cu gândurile, iar sufletul ceva de sensibilitate, de sentimente. Da? Desparte încheieturile și măduva. Măduva e întotdeauna măduva oaselor, mă doare până sau înghețat până măduva oaselor, e profunzime. Da? Judecă simțirile
judecă cum te simți și ce simți și judecă gândurile inimii. Da? Dacă lăsați, dacă las cuvântul și asta, ca să-l las înseamnă trebuie să am credință, că asta e credința, vine din cuvânt și se bazează pe cuvânt, cuvântul ăsta va intra în experiența mea și îmi va judeca tot felul de gânduri și tot felul de sentimente. Le va lua la rost și le și taie. Da? Bun. Roman 14:23, King James traducerea, versiunea King James, tot ce nu vine din credință e păcat. Asta înseamnă că tot e tot. Cuprinde orice gamă de din viața omului, orice lucru, asta înseamnă orice sentiment care nu vine din credință, iar credința e bazată pe cuvântul lui Dumnezeu și vine din cuvânt, este păcat. Tot ceea ce simt și nu e de acord cu cuvântul lui Dumnezeu e păcat. Da? Așa simt eu. Poate astăzi se fluctuează hormonii mai mult. Uneori și hormonii influențează pe oameni cum se simt. Dacă e mai noros, e posibil să te simți foarte rău, zici că a pierit Dumnezeu, nu mai ai nicio șansă. Scade serotonina și începi să te simți nu știu cum. Știți că sunt sentimentele noastre influențate de o grămadă de chestii, de la gânduri, de la păreri, de ale oamenilor, de la tot felul și inclusiv de la corpul fizic. Tot felul. Și asta înseamnă, domnule, dacă nu-i ceva să țină stabile sentimentele, să știi că chiar ești într-o continuă mișcare și fără nicio linie. De aceea tot ce nu vine din credință, iar credința vine din cuvânt, tot ce nu vine din cuvântul lui Hristos, orice sentiment care nu e reglat, ci bazat pe cuvântul lui Hristos, e denaturat. Asta putem să facem o aplicație acestui verset. Credința, încă o dată spun, nu este o emoție, nu e un sentiment, vine din cuvântul lui Dumnezeu, se bazează pe cuvânt și când nu te simți, nu știu cum, să știți că nu schimbă nimic, cuvântul nu se schimbă că tu nu simți sau simți. Înțelegi? Ar trebui să simți după cuvânt și chiar dacă nu simți, tot te bazezi pe cuvântul ăla. Da? Pentru că tot are dreptate nu ce simți tu, ci ceea ce scrie acolo. De aceea, prieteni, cei care avem depresii, la cuvânt, cei care avem frici, la cuvânt, cei care avem mânii și supărări și un spirit aprins, la cuvânt, și așa mai departe, orice gamă de sentimente trebuie aduse la cuvânt, filtrate prin cuvânt, reglate prin cuvânt, echilibrate de cuvântul lui Dumnezeu. Limba, să vorbim puțin de cuvinte. Limba este un organ musculos care n-are conștiință și creier. O mișcă altceva. Înțelegeți? E o mușchi. Limba, da? Puneți mâna pe ea, are niște papile, are niște terminații nervoase, o conduce. Cine o conduce? Cine o conduce pe limbă? Mintea? Nu întotdeauna mintea, și sentimentele. Uneori ești rău, ești supărat și limba începe să o fie condusă de sentimente. O pot conduce gândurile, conștiința sau pot conduce sentimentele. Da? Înțelegeți lucrul, aspectul ăsta. Pot conduce sentimentele limba. Sigur, vreau să vă spun că nu doar pe limbă, ci pe voință, care este o... este o facultate superioară din lobul frontal, poate sentimentele să o conducă, să târă și poftele, care nu-i mare lucrurile, pot să conducă voința oamenilor, înțelegeți? De aceea limba trebuie să ne gândim în slujba cui este din ființa noastră, da? Dacă o pui în slujba sentimentelor fluctuante, n-o să vezi ce cuvinte scoate când ai sentimente de tristețe. Ajută Dumnezeu, nu cred că mai scap de aici, sunt terminat, spune limba, știi? Spun sentimentele, că au găsit în sfârșit sentimentele din lăuntru tău, au găsit organul ăsta să-l folosească, să-l miște și să dea curs la, să se manifeste, să dea foc, să se aprindă, nu? Sentimentele deseori conduc limba, să știi, și n-ar trebui să fie așa. Știți, ar trebui să fie pusă în slujba rațiunii, a bunei judecăți, care să fie pusă rațiunea în slujba voinței, care să fie pusă în slujba lui Dumnezeu, da, credinței. Cam așa ar trebui să fie ordinea, iar limba, nu? Proverbe 31:26 vorbește de femeia aceea virtuoasă, ea deschide gula cu înțelepciune, iar înțelepciunea nu ține de sentimente. Înțelepciunea înseamnă o bună judecată, da? Nu e asta înțelepciunea, o bună judecată. Femeia înțeleaptă nu-i sentimentală, are sentimente calde pentru cei de acasă, dar este cerebrală, gândește foarte mult, nu este luată de sentimente.
Iacov 3 cu 5 tot așa, și limba e un mic mădular, un mic organ, și se fălește cu lucruri mari. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde. Dar limba nu este, că n-are conștiință limba. În sine organul ăla, dacă îl tai, e un organ musculos, atâta tot, n-are neuroni, are doar terminații. O mișcă ceva, da? Și zice că un foc mic ce pădure mare aprinde. Limba este și ea un foc, o lume de nelegiuiri, este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când e aprinsă de focul genei. Vorbim din nou de foc. Nu? Focul sentimentelor se poate manifesta prin focul limbii. Da? Limba poate să fie organul prin care să se dea expresie unor sentimente norocite. Vorbim cuvinte de descurajare, de deprimare, cuvinte de frică, cuvinte de mânie și supărare, cuvinte urâte, oribile, de violență și ca o grindină pustiitoare, și fiind o expresie sau o portavoce pentru sentimentele care te-au luat în stăpânire. De aceea nu lăsați limba în stăpânirea sentimentelor focoasă. Lăsați o conducă și sentimentele și limba să fie condusă de buna judecată sub călăuzirea lui Dumnezeu. Focul sentimentelor se poate aprinde și aș vrea să dăm exemple, să exemplificăm. Folosim, bineînțeles, Scriptura, de unde vine ce credință adevărată. Să vedem cum oamenii pot să facă greșeli mari și cum ar putea să se tempereze, cum ar putea să se schimbe lucrul acesta. Focul sentimentelor poate pârjoli și distruge mult. Există multiple variante, dar toate sunt rele ale acestor manifestări când focul se aprinde. Decizii greșite. Deci oamenii pot să iau pe focul sentimentelor când se aprind. Așa, decizii greșite. Putem să ne manifestăm violent sau brutal. Putem să ne manifestăm ca niște disperați. Putem să ne îmbolnăvim datorită unui stres exagerat. Putem face lucruri ciudate și să luăm atitudini rușinoase. Haideți să vedem. Aș vrea să vedem un episod. Cum durerea excesivă poate deveni un foc sentimental. Deci, oameni buni, Dumnezeu este de acord cu durerea. Nu-i place durerea, de pe pământul acesta se suferă. Păcatul a dus suferința. Și este inevitabilă suferința. Doar că suferința nu trebuie să devină un foc care să măture totul. Înțelegeți? Trebuie să învățăm inclusiv durerea să o gestionăm cu ajutorul credinței. Da? Credința are o rațiune, inclusiv pentru durere. Spune ce să faci în situația asta. Dacă ai credința, dacă nu, te ia durerea atât de tare, încât îți întunecă rațiunea, durerea. Știți că durerea poate excesivă, dacă devine un foc, îți cuprinde rațiunea și poate determina atitudini și decizii greșite, uneori foarte păguboase. Aș vrea să vorbesc de episodul Ziglag. Ziglag a fost un loc în care a fugit David. A fost tot mereu urmărit de Saul și Dumnezeu l-a ocrotit. La un moment dat, fără să-l mai întrebe pe Dumnezeu, cum făcea de obicei, a luat decizia, a crezut că e mai bine pentru el să fugă la filisteni. Filistenii, oameni fără Dumnezeu. Nu știu de ce ar fi fost mai bine, dar așa a gândit el, cum și noi luăm decizii greșite. Și a ajuns acolo într-o situație foarte grea. La un moment dat, cetatea care i-a dat-o împăratul filistenilor, fiind amăgit, mințit de David, a fost pustită și prădată, a ajuns într-o situație disperată. Când a ajuns David cu oamenii lui a treia zi la Ziglag, citesc din 1 Samuel 31, un popor păgân, amaliciții, nevăliseră în partea de miază zi, nimiciseră și arsăseră Ziglagul. Te duci acasă și găsești casa ruine, în flăcări, distrus tot ce aveai și luat și oamenii ai tăi cei dragi. După ce luaseră prinși pe femei și pe tot ce se aflau acolo. David și oamenii lui au ajuns în cetate, era arsă, nevestele, fiii, fiicele lor fuseseră luate prinse. Atunci David și poporul care erau cu el au ridicat glasul și au plâns până n-au mai putut plânge. Asta înseamnă plâns, frate, da? Durere excesivă. David a fost în mare strâmtorare. De ce? Deci nu era doar că au fost prinși. Oamenii, din cauza durerii mari, durerii excesive care a devenit, le-a întunecat mintea, da? Poporul, iar poporul erau oamenii care fugiseră cu el acolo, știți? Oameni care s-au aliat, nu i-a târât David cu
cu el acolo. Oameni care au hotărât și ei să meargă acolo. Vorbea să-l ucidă cu pietre pentru că toți erau amărâți în suflet pentru pierderile ce le aveau. Ai tăi prietenii tăi cu care ai trăit la un moment dat sub durere excesivă, dominantă, mintea ți se întunecă și voreau să-l omoare pe David cu pietre. Asta ce învățăm, fraților, că în situații când durerea ia control asupra vieții noastre, e un sentiment. Tristețea, durerea, regretul, da? Dar devine atât de puternic. E normal, uneori nu e normal deloc. Uneori e normal în anumite doze. Când devine excesiv, îți întunecă mintea și poți să faci niște nenorociri de durere atunci, da? Dar David s-a îmbărbătat. Deci în situația aia și el era în plus că vreau să-l omoare, îl făcuse responsabil capul răutăților pentru tot ce li se întâmpla și lor. Și el avea copiii luați, nevasta luat, nu, ce avea și el, averile acolo, ce puținul care l-aveau și el, era într-o situație și el. S-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. Asta înseamnă ce? Când te sprijin pe Dumnezeu înseamnă credință, da? Credință. Și i-a zis lui Abiatar, adu-me fodul, să întrebe pe Domnul, a întrebat pe Domnul și să urmăresc cu asta, aceasta o voi ajunge, Domnul i-a spus, urmărește-o că vei ajunge și vei izbăvi totul. Și omul, în loc să se lase pe sentimente de disperare și el, s-a prins prin credință de Dumnezeu, da? A întrebat pe Dumnezeu, ca să-l întrebi pe Dumnezeu, să vorbești cu Dumnezeu, să ceri sfatul lui Dumnezeu, nu-i sentiment, că sentimentele sunt de alt gen în situația aia. Este rațiunea credinței, da? Și lucrurile s-au schimbat, s-au rezolvat lucrurile chiar în situația aceea. De aceea durerea, sentimentele de durere excesivă te pot orbi, îți pot întuneca mintea, te pot determina să iei decizii greșite. Iată în Estera 2.21 la 23, un alt episod. În același timp când Mardoheu stătea la poarta împăratului, Bigtan și Tereș, doi fameni, oameni mari de la curtea imperială, păzitorii pragului, adică care chiar păzeau împăratul în apropiere, s-au lăsat biruiți de o supărare. Ce frumoasă exprimare! Plastică! Te lași biruit de o supărare și au vrut să întindă mâna împotriva împăratului Ahasveros. S-au supărat ei pe niște chestii atât de tare încât s-au gândit atunci în supărarea aia, că știi când e supărat nu te mai gândești prea bine să calculezi rezultatele. Știi cum s-au terminat cu famenii? Nu, ați citit Biblia. E clar că aia a fost decizia nenorocită a vieții lor, că au fost omorâți cei doi fameni. Au fost terminați. Dar de ce terminați? Biruiți de supărare, frate. Te superi atât de excesiv, ți se întunecă mintea, iei decizii greșite și alea te costă. Uneori te costă exagerat de mult. Da? În cazul lor i-a costat viața pentru faptul că s-au lăsat biruiți de supărare. Am fost noi biruiți de supărări. Nu vă întreb dacă am avut supărări. Că alea toată lumea are supărări. Și dacă te-a biruit supărarea, întunecându-ți mintea, fie ai căzut în deprimare, fie în descurajare, fie că ți-au trecut decizii nebune prin minte, să faci nu știu ce, păi tu faci pe sentimentele alea aprinse. Păi alea sunt ca un uragan care n-au niciun discernământ, discernământul pe supărarea excesivă. Nu, trebuie să chem discernământul, trebuie să-l instalezi deasupra sentimentelor, trebuie să ai acea credință care să, Doamne, e corect acum să mă supăr atât de tare și să fac chestia asta? E în ordine? Nu, întrebați Biblia, întrebați-mi pe Dumnezeu și o să vedeți că găsiți de rațiuni că nu-i corect așa ceva, acest exces de mânie, da? Iov 6:2, o, de ar fi cu putință să mi se cântărească durerea și să mi se pună toate nenorocirile în cum până ar fi mai grele decât nisipul mării. Și acum atenție, de aceea îmi merg cuvintele până la nebunie. A, durere mare... Ce poate determina? Poate să pună stăpânire pe doamna limbă, no? Și să răstești niște cuvinte pe supărarea aia, pe durerea aia, pe necazul ăla mare, până la ce care cuvintele astea se semene cu... Știți că a spus el la un moment dat mai târziu exact lucrul ăsta? Am vorbit ca un nebun de lucruri care nu le-am înțeles. Când a stat un pic la
la discuție cu Dumnezeu, la final, da? Îți pot merge cuvintele până la nebunie, poți să iei și decizii ca un nebun. Poți să faci și să te porți ca un nebun, să iei atitudini de nebun. De ce? Durerea excesivă ia controlul vieții. Dumnezeu e de acord cu durerea ta. Sunt unele lucruri, suferim nedreptăți sau treci prin situații. Dumnezeu e de acord să suferi pentru ăla și el suferă, dar nu e de acord să-ți pierzi mințile. Nu e de acord să fii controlat de sentimentele tale furioase care s-aprind ca un foc, da? Vă aduceți aminte de David cu Absalom, cu fiul ăla răzvrătit, da? Un fiu rebel și Dumnezeu înțelege ce înseamnă să ai copii rebeli. Pentru că o neam întreg de oameni sunt răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. El însuși spune, ni se-a crescut niște copii răzvrătiți. Da? Deci înțelege părinții. Pentru că el însuși s-a luptat ca să ne facă bine, să ne aducă pe calea cea bună și oamenii răspund cum răspund. Da? Dumnezeu e îndurerat pentru lucrul acesta. Dumnezeu iubește oamenii răzvrătiți, copiii răzvrătiți. Îi iubește. Dar nu și-a pierdut mințile Dumnezeu niciodată. Nu s-a lăsat biruit de sentimentele să ajungă dezechilibrat. Înțelegeți? Și nici noi. Da? Îți înțelege durerea de părinte. Îți înțelege pierderea. Da? Când Absalom moare, știți că vrând să-l omoare pe taică, s-o strânge armată, știți tot episodul, cei care aș citi, dacă nu citiți-l cu atenție în ce situație l-a pus pe David. Și aduce vestea în a doua Samuel 18 cu 33 că Absalom a murit. Și apoi el strigă, cum n-a murit eu în locul tău, Absalom, fiul meu, fiul meu, fiul meu, da? Și a doua Samuel 19 cu 1 au venit și au spus lui Ab, iată că împăratul plânge și se jelește din pricina lui Absalom. Un foc. S-a transformat într-un foc care i-a întunecat mintea, da? I-a întunecat buna judecată, n-a mai văzut nimic. N-a mai luat în calcul nimic. Erau lângă el oameni care și-au pus viața la bătaie ca să-l apere. Oameni care au lăsat casele când puteau să-l trădeze și să rămână să se dea cu Absalom să o ducă bine. Oameni care au ales pribegia și riscul, care își puseseră viața acolo ca să-l apere, să nu-l omoare Absalom. Și stăteau rușinați acolo că îl plângea pe fiul. Sigur că trebuie înțeleasă durerea unui părinte. Dar părintele ar trebui să aibă o minte mai amplă. Ar trebui să... Sigur, e durere. Că așa cât de nebun a fost Absalom, e copilul lui David. Nu? Are drept să fie plâns. Sigur, un părinte îl plânge cât a fost de nenorocit. Dar părintele, dacă e întunecat de acea durere și nu mai vede ce, să mori în locul ei, auzi, că de ce n-a murit el în locul lui? De ce? Să domnească Absalom, că urma numai bine pentru națiune. Ca și când viața în întregime nu se mai merită trăită. Pe dacă ajungea Absalom împărat, nu știu ce să scria în Biblie de perioada aia. Nu știm, că știți cum era Absalom. Sângeros, prefăcut, dictatorial, fără milă, fără nimic. Cred că ducea oamenii mult rău de tot. Da? Și fără Dumnezeu, că e clar că n-avea niciun Dumnezeu Absalom. Un păgân s-a purtat ca un păgân, dar tot merită mila. Merită mila lui taică, s-o merită și mila noastră, chiar dacă nu suntem părinții lui Absalom. Dar nu trebuie ca sentimentele de durere să ajungă de ce n-am murit eu în locul tău. Nu, pentru că Dumnezeu are un alt plan cu tine. Viața ta înseamnă mai mult decât Absalom. Înseamnă oamenii, o domnie. Înseamnă să pregătești pentru zidirea templului, înseamnă cunoștința adevărului care trebuie dusă în lumea aceasta. Ți-a întunecat diavolul mintea, te-au luat sentimentele pe sus, da? Și a spus Ioab, l-a trezit. Văd că nu contează că dacă muream noi toți, n-aveai nicio problemă. Era regulă să trăiască Absalom, puteam noi să pierim foarte bine. Ieși la popor și salută-i frumos că s-au luptat pentru tine, cu ajutorul lui Dumnezeu, uite, ești în siguranță acum. Salută-i că altfel, dacă nu te porți cum trebuie și ai atitudini, rămâi singur și o să fie mai rău decât orice nenorocie din viața ta. Și ce a făcut? A înțeles omul, n-a făcut de frică, dar a înțeles. S-a scuturat din nebulozitatea aia produsă de ce? De sentimente care te-au luat pe sus, ne-a sentimentele pe sus, se aprind, se inflamează și focul, știți, că nu trebuie mult să-l neglijezi, că te trezești cu casa în flăcări, da? Și atunci când sentimentele cuprind totul, îți întunecă rațiunea, buna judecată, sterpe jos cu
voința, nu mai e nimic, nu mai poți să judeci. Și s-a sculat, i-a salutat, că așa se merita împăratul, s-a sculat, a șezut la poartă, i-a salutat frumos pe oamenii aceia, că așa se face. Înțelegi? Te-o durea inima, dar stai un piculeț, că mai ai inimă și pentru oamenii, ai inimă și pentru lucrarea lui Dumnezeu, ai inimă și pentru planurile care le are Dumnezeu mult mai ample decât cu tine. Altfel, ajungi îngustat și terminat. Știți, într-o altă situație, când i-a murit primul copil, ați văzut ce a răspuns? A plâns, a postit că era bolnav și după aceea i-au spus copilul a murit. Și atunci a cerut de mâncare și a schimbat hainele, s-a uns, s-a dus la Dumnezeu, s-a închinat la Dumnezeu și toți slujitorii, bă, dar de ce faci așa ceva? Nu? Păi, câtă vreme mai era în viață copilul, mă rugam că poate să face bine. Acum, dacă a murit, ce mai se poate face? Mă pot duce eu la el, el nu se mai întoarce la mine. Asta e rațiune, credință, înțelegeți? Fost sentimentele de durere, dar uite cum se poate ridica ce... Rațiunea credinței deasupra focului sentimentelor și să te porți exemplar ca un model. Oamenii sunt și slabi, dăm. Un alt exemplu, foarte frumos, valoros, Fapte 16-25, la miezul nopții, Pavel și Sila erau încarcerați, erau într-o pușcărie, într-o temniță, băgați cu picioarele în butuci și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. Iar cei închiși ascultau. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ. Ați văzut oamenii când au de-a face cu evenimente traumatice. Unii sunt mai cerebrali, se gândesc, dar alții apucă ce? Nu mai știu nimic. Dom'le, sunt unii care se panichează, stau așa blocați. Și la care cade o cărămidă în cap, nu se mișcă de acolo. Fie țipă, cât îi ține gura. Știți, depinde fiecare ce ia, de ce sunt controlați. Dar dacă te iau sentimentele atunci, în loc să fii condus de o minte cu judecată, s-a făcut un cutremur de pământ, s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis, vă dați seama, s-au vrut de acolo, s-au deschis toate ușile. S-au dezlegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să omoare. De multe ori ne vin poate gânduri de genul ăsta. Bă, mai bine să ar fi să mor, să termin cu toate, că nu mai... Cine crezi că vorbește din tine? A? Cine vorbește, mă, din tine? Credința? Rațiunea divină? Bă, cât timp îți dă Dumnezeu viață? Noi credem că Dumnezeu face lucruri fără cap, negândite. Când îți împrumută viață, sigur are ceva de făcut cu tine. Sigur are un plan pentru tine. Nu face nimic fără, cum să spun, fără să fie gândit. Toate lucrările Domnului sunt pline de înțelepciune. Na, dar omul ăsta pe sentimente atunci credeau că ei au fugit, știa ce înseamnă să fugă oamenii care trebuia să-i păzești acolo. Nu, și-a făcut gândurile, l-a luat sentimentele de disperare și să se omoare. Aia e soluția, știi. Că își credea, aiurea, credea că au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare, să nu-ți faci niciun rău că toți suntem aici. Atunci temnicerul a cerut o lumină și noi avem nevoie de momentele astea de o luminiță măcar, așa să ne mai deschidă ochii. A sărit înăuntru tremurând și plin de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și a lui Sila, i-a scos afară și le-a zis, domnule, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? No, să te simt ucis. Omoară-te, că aia e soluția. Mă, nu înțelegi că omul ăsta a fost mântuit. Pavel și Sila au răspuns, crede în Domnul Iisus. Observați, soluția este la zbaterile noastre. Nu se schimbase nimic atunci, înțelegeți? Se schimbase doar faptul că el a început să vadă în altfel lucrurile. Și i-au vestit cuvântul Domnului. Că pe asta trebuie să ne sprijinim credința, da? Temnicilor era cu el, chiar în ceasul acela din noapte, le-a spărat rănile, a fost botezat în dată el și toți ai lui. În loc să spui capăt vieții, n-ar fi mai bine să crezi în Dumnezeu. Lasă-mă sentimentele că te distrug dacă le lași ca un foc care să se aprindă. Temperează-le și mergi pe linia credinței, care merge pe linia cuvântului Dumnezeu, care e foarte rațional, rațiunea divină, logica lui Dumnezeu și foarte stabil. E foarte puternic, nu se mișcă și nu fluctuează și atunci și tu, bazându-te pe cuvântul
cuvântul lui Dumnezeu, vei căpăta din stabilitatea acestui cuvânt, în echilibru acestui cuvânt, că ți-l împrumută, pentru că acel cuvânt îl aduci în minte și în viață. Și nu te mai șterg pe jos sentimentele cu tine. Da? Am vorbit de dimineață, nu? De Iona. Vom vorbi și astăzi despre ce înseamnă orgoliu să-ți aprindă sentimentele. Ce crezi? Te inflamează? Inflamează orgoliu. Aduceți-vă aminte de Haman. Ce inflamat era, frate. Bă, frate, ce-l ardea pe dinăuntru, pe bietul om, sentimente de-astea, de orgoliu rănit, de aroganță, care se aprinde, știi, că nu se pleacă toată lumea la picioarele tale. Proverbe 21:24, cel mândru și trufat se cheamă bajocoritor. El lucrează ca aprinderea îngânfării. Oho, mai era și nebunul care se aprindea, dar mai e și orgoliosul care se inflamează. Sentimentele astea de mândrie te pot inflama foarte mult. Deci în Proverbe 21:24, cel mândru și trufaș lucrează cu aprinderea îngânfării. Aprindere înseamnă din nou foc, inflamație. Iată cum traduce New Living Translation. Ea acționează cu aroganță fără margini. Acționează cu mândrie excesivă, berea în Standard Bible. Mândrie excesivă. Lucrează cu mânia mândriei, traducerea literală a lui Jung. Deci există mânie a mândriei. Mândria ca trăsătură, da? Un om care se înalță, care gestionează anumite tipuri de sentimente, care le folosește. Și limba, bineînțeles, e pusă deseori în slujba sentimentelor. Lucrează cu mânia mândriei. Da? Deci ăsta e sentimentul. Bun. Am citit despre Iona că lucrul acela n-a plăcut deloc lui Iona și s-a mâniat. Că Dumnezeu i-a iertat Ninive și nu i-a pedepsit așa cum el anunțase pedepsa. Domne, lucrul acesta voiam să-l înlătur, fugind la Tars, că știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate, ești că ești de rău. Și ce nu-ți place la chestia asta? Ce nu-ți place, mă? La lucrul ăsta, ar vrea să fie în altfel. Dacă ar fi în altfel, nu te gândești că primul ai fi căsăpit? Acum, Doamne, ia-mi viața, că vreau mai bine să mor decât să trăiesc. Cine vorbea din el, mă? Era aroganța aia care lucrează cu aprinderea mândriei. Ni se aprinde mândria și ne supărăm de mâniem, dar este mânia aroganței, mânia mândriei. Da? Vrea să moară. Și apoi Dumnezeu la ce îl cheamă? Îl cheamă la gândire, nu la sentimente. Bine faci că te mâni. Știți ce înseamnă întrebarea asta? Vai să ne gândim un pic. Este corect să te mâni? Și zice, tot sentimentele de mânie din el, bine facă mă mâni până la moarte. Și atunci Dumnezeu îi dă rațiunea credinței. Domn. Așa, și Dumnezeu îi spune. Atunci Domnul a zis, în situația asta în care s-a lăsat biruit de sentimente care vrea îndreptății să moară. Vrea să moară, vă dați seama? Nu ca temnicerul, că ăla măcar a fost de frică. Ăla de frică a vrut să se sinucidă, ăsta se vrea să moară din orgoliu. Așa și spune Dumnezeu, este doar o rațiune. E de rațiunea pentru care ar trebui să aibă alte sentimente. Ție ți-este milă de curcubetele acestea, adică ai sentimente pentru un vrej de dovleac. Ce zici? Hai că e bine, ești sensibil. La prima vedere e sensibil că ți-e milă de o roșie că s-a uscat. A? Te treci prin solar și mie milă când văd cât un fir de la mai pricăjit. Dar ar fi foarte anapoda să-mi fie milă de firul de roșii care s-a uscat, să nu-mi fie milă de un om și nu mă interesez de problemele lui. Înțelegeți? Dar și dezechilibrat. Și așa sunt, să știți. Și spune, deci ai milă, ai sentimente de milă de un curcubete, ți-a părut rău de vrejul ăla, care nu te-a costat, apropo, nimic. Nu l-ai făcut, n-ai muncit pentru el, nu l-ai umflat tu să crească, a apărut într-o zi a murit, astea sunt raționamente. Ăștia sunt gânduri. Sunt explicații raționale care te echilibrează și mie să nu-mi fie milă. Ți-e milă de un corcubete, iar mie să nu-mi fie milă de o cetate, de 120.000 de oameni care n-au discernământ, mai plus nu știu câte animale care o să moară acolo, vrea să nu-mi fie milă. Ce-i dă lui Iona? Îi dă credință, îi dă raționamente pe care ar trebui să ne sprijinim viața, nu pe sentimente nenorocite, impulsionate, nu știu ce trăsături rele din viața noastră.
Observăm că sentimentele pot să fie declanșate de trăsături rele, defectele noastre de caracter. Unul dintre ele, foarte nenorocit și păgubos, este o trăsătură rea, este mândria. Da? Necredința poate declanșa sentimente de frică și de murmuri, până când ajung să fie excesive, până la paranoia. Înțelegeți? Paranoia este o frică nejustificată, o frică de asta, de mai degrabă o manifestare de nebunie, de ți-e frică de ceva care nu există. E doar în mintea ta. Poporul Israel este dus de Dumnezeu până la granițele Canaanului. Da? Și acolo se duc, trimit niște iscoditori ca să vadă cât de bună e țara. Da? Nu. Acum dacă te duceai în țara aia, te gândeai că dacă e atât de bună, o fi și locuită. Că era prea frumos să fie locul atât și să nu fie nimeni acolo. Și vine cu strugurile uriași pe ciumag, cu roadele de acolo, țara este extraordinar de bună. Dar 10 dintre ei încep să-și pună raportul lor. Am văzut acolo pe uriași, țara e nu știu cum, e periculoasă, au cetăți cu ziduri până nu știu pe unde. Și li se declanșează acea necredință. Necredința declanșează niște sentimente de disperare. Înțelegeți? Când te ia necredința și nu mai raționezi corect, să vezi Dumnezeu cu noi, mă. Bă, cât de mare e Dumnezeu, nu? Cât de mare e Dumnezeu față de oamenii ăștia? Cât de mare a fost Dumnezeu față de Egipt, față de Faraon, care era tot așa neputincioș? Nu poate Dumnezeu tot la fel de ușor să le facă cum i-a făcut lui Faraon, da? Cu Marea Roșie, cu întâiul născut și așa mai departe. Asta e rațiunea credinței, nu? Sunt argumente raționale care imediat când încep să mergi cu ele, da, bă, cum să nu poată Dumnezeu? Și asta îți generează rațiunea credinței, o liniște, o stare de odihnă, de pace, de încredere, în regulă. Dar ei n-au mers pe linia asta. Necredința le-a aprins frica până la paranoia, da? Numeri 14 cu 1. Și Dumnezeu îi ducea acolo, sigur că urma să cadă Ierihonul, prima mare cetate. S-au dus zidurile ca nimica, aia i-a luat groaza săracii. Acolo îi ducea Dumnezeu, ușor și bine, da? Și au început toată adunarea, numeri 14 cu 1, toată adunarea a ridicat glasul. Știi când zici, bă, nu ridica glasul. Ridicat înseamnă tare, frate. A ridicat glasul și a început să țipe. Asta știi ce este? Știi, stai și te uiți lângă, bă, dar de ce țipi? De ce țipați, mă? Ce cuprinsese fraților? Rațiunea credinței n-a mai avea niciun pic de rațiune. Era orbiți. Orbiți de necredință care declanșase sentimente de paranoia, de frică, de disperare, ci că vrea să-i omoare Dumnezeu. Îi ducea ca să-i omoare. Observați că nu mai aveau judecata intact. Au început să țipe. Focul sentimentelor s-a declanșat. Și poporul a plâns în noaptea aceea. Toată noaptea au plâns. Urma să ducă în Canaan, Dumnezeu, știți? Unde curgea lapte și miere, case bune, locuri mănoase, plângeau de se znoteau, frate. De ce? Pentru că sentimentele sunt oarbe. Când te iau în stăpânire de felul ăsta și focul sentimentelor se aprinde, nu mai vezi nimic. Dacă ai fi lăsat credința să-ți dea argumentele ei, ai fi fost într-o altă stare și de suflet. Toți copiii lui Israel au cârtit, toată adunarea, zis, de ce nu am fi murit noi în țara Egiptului? De ce nu am fi murit în pustia aceasta? Vezi limba în slujba focului sentimentelor, spune prostii, fabulează. Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabie și copilașii noștri vor fi deja rațiunele întunecată? Parcă nu mai au memorie, să-și aducă aminte felul în care Dumnezeu i-a scăpat de Egipt. Nu e oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Iau cele mai nenorocite decizii. Și au zis unul altuia să ne alegem o căpetenie, să ne întoarcem în Egipt. Înseamnă minte întunecată, memorie parcă nu te mai ajută nici memoria să-ți aduci aminte de alte ocazii în care ai văzut mâna lui Dumnezeu cum te ajută. Atitudini de disperare când ar trebui să fie bucurie. Bă, am ajuns la marginile canalului, slavă Domnului, încă un pic și intrăm în Canaan. Dar nu, tu plângi toată noaptea, te disperi, te controlează focul sentimentelor și apoi decizia, bă, ne întoarcem în Egipt. Bă, în Egipt era sclavie, nu țipați voi, nu vă mai duce minte acolo, nu ați ajuns să țipetele voastre până la cer. Unde să te torci în Egipt? Te primesc ea cu brațele deschise după ce ai plecat acolo, după ce le-a murit întâiul născut, după ce s-a mai înnecat și faraonul, de-abia te așteaptă ea. Ca pe pâinea caldă să bată la tine de dimineața până seara.
întoarcem în Egipt. Când te controlează focul sentimentului, e clar că nu mai judești corect. Deci, ia prieten. Ar trebui să nu lăsăm focul sentimentelor să ne controleze. Ne trebuie un punct fix și acela e cuvântul lui Dumnezeu. Ar trebui să avem credință pentru că acolo găsim rațiune, găsim argumente puternice. Nabal cu Abigaila, vă aduceți aminte că Nabal scapă, domne, de măcel. Măcel. Dar când a auzit vestea că David era să-l căsăpească și venise peste toată casa lui, zice, după ce a istorisit, după ce a trecut beția lui Nabal, nevastă să a istorisit ce se întâmplase, 1 Samuel 25 cu 37, inima lui Nabal a primit o lovitură de moarte și s-a făcut ca o piatră. În loc să, în sfârșit, să te bucuri și să zici, bă, prin ce am trecut, mă, uite în ce era să mă bag, uite în ce era să mă bag, în ce ajunsesem să... În loc de o judecată echilibrată, lăsăm diverse sentimente să devină atât de puternice, să ne ardă încât ne îmbolnăvești și chiar ne pot ucide. În cazul lui Nabal au omorât sentimentele puternice. Nu știu ce a fost, și orgoliu amestecat, și nebunie, și frică trăită retro. Știi că mai trăim uneori evenimente și nu doar când se întâmplă, le mai trăim încă o dată, de 100 de ori, după ce se întâmplă. Aducem aminte, le rememorăm, ne mai ard odată, știi, tot trăind în amintirile unor evenimente triste și tot sugem din ele tristețe de acolo, până când ne îmbolnăvești și ne omorâm. De ce a fost omorât? Nimeni nu știe. L-au omorât sentimentele. L-au omorât focul sentimentelor. I-a dat foc o durere arzătoare, i-a măcinat măruntaiele, a distrus puterea de viață, i-a scăzut imunitatea, i-a ridicat tensiunea și așa mai departe. Prieteni, aș vrea să, spre final, să citim în Plângerile 3:17, cum focul sentimentelor poate să fie înlocuit de curațiunea credinței, care aduce ușurare, pace și speranță. E o alegere pe care orice om poate să o facă. Nu se întâmplă de la sine, mai ales dacă ne-am tot lăsat duși pe sentimente de genul ăsta, mai ales dacă ne-am lăsat râți, au ajuns să fie șefe și să facă ce vor. Dacă tu dai din numeri și zici că n-ai ce face, să știi că chiar prin propria ta alegere nu o să ți se întâmplă nimic bun. Trebuie să te ridici. Ieremia scrie Plângerile și vreau să vă spun că viața lui, prin natura situațiilor, nu închipuită, poporul a fost luat în robie. Adică război, frate, război de cucerire cu oameni morți, cu copii distruși, cu case arse, cu templu ars și așa mai departe. Război de ăsta de cotropire, cu robi, cu cutare, cu chin, cu oamenii care îi vezi pe, murind acolo, copii lipsiți de foame sau bătrâni terminați și așa mai departe. Adică ororile războiului, prietene. Iar el știa că putea să fie mult mai ușor dacă poporul ar fi acceptat, dar poporul era răzvătit și căpățânat și normal că a trecut și el printr-o situație de durere maximă. Plângeri 3:17, mi-ai luat pacea, nu mai cunosc fericirea și am zis, la un moment dat, limba în slujba descurajării, da? Observați, când ești descurajat, ce cuvinte crezi că rostești atunci? Dacă ar interveni credința, n-ai rostit cuvintele alea. Ai rostit cuvinte de credință, de speranță, pentru că le-a întări tonusul. Dar el zice, s-a dus puterea mea de viață și nu mai am nicio nădejde în Domnul. Of, mai rău ai căzut prin faptul că pe lângă că ai avut sentimentele de durere și tristețe, mai și vorbești tot așa ceva, dai drumul la doamna limbă care te descurajează și mai mult. Gândește-te la necazul, suferința mea, la pelin și la o treabă. Așa se simțea, ca și când ai bea numai pelin, de te strânde, te amărește și o travă care simți că te otrăvește, îți distruge viața. Dar apoi se are o schimbare. Hai să citim versetul 21 în continuare. Iată ce mai gândesc în inima mea. A venit... Vine Dumnezeu, vine gândul credinței, știi, rațiunea credinței. Și începe să meargă pe o altă linie, nu pe durere, pe sentimente, pe exces de necaz care era. Iată ce mai gândesc în inima și iată ce mă fac să trag nădejde. O, îi vine speranța. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, nici pentru tine, prieten, indiferent prin ce treci. Înțelegeți că nu-L sfârșim pe Dumnezeu cât e de bun, da? Așa e? Ar trebui să gândim la lucrul acesta. Chiar când zici că merg toate lucrurile, nu mai e Dumnezeu bun? Nu mai poate să facă nimic? Îndurările noi nu sunt la capăt. Nu se mai îndură Dumnezeu, ba se îndură.
Se înnoiesc în fiecare dimineață, dar dacă deschizi un pic ochii, o să vezi dovezi că Dumnezeu te iubește, da? Și credincioșia ta, adică ce a promis Dumnezeu, e credincioșia atât de mare. Bă, dar stai un piculeț, om fi în situație de necaz, om trece prin nu știu ce suferință, dar sunt niște promisiuni enorme ale lui Dumnezeu. Și apoi zice, Domnul e partea mea de moștenire. Zice sufletul meu. Deodată în loc să zic că sunt plin de otravă și pelin și că nu mai e nicio nădejde în Domnul, zici, Domnul e partea mea de moștenire, da? E o alegere. De aceea nădăjduiesc în el. Domnul e bun cu cine nădăjduiește în el, cu sufletul care îl caută. Bine să aștept să întăcere ajutorul Domnului. Asta e credința cu rațiunea divină. Chiar dacă nu sunt acum ajutat, sigur mă ajută Dumnezeu. Frumos. Exact așa face Dumnezeu. Dar faci așa dacă începi să ai credință, să admiți cuvântul lui în viață. Dacă te iau foc cu sentimentelor și te întunecă, da? Prieteni, aș vrea să citesc final câteva versete valoroase. În primul rând, aș vrea să ne aducem aminte că am pierdut totul prin păcat. Am ajuns sclavi păcatului, sentimentelor, fricilor și așa mai departe. Dar aici nu se termină istoria. Prin Iisus, tot ce a fost pierdut a fost răscumpărat. Ați auzit de răscumpărarea prin Iisus Hristos? Totul a fost răscumpărat, adică am fi pierdut noi, dar a venit cineva și a cumpărat din nou tot ce am pierdut. Da? Și asta înseamnă că din nou avem privilegiu pe baza acestei înțelegeri ca să fim așa cum ne-a creat Dumnezeu. Știți cum ne-a creat Dumnezeu când ne-a pus pe pământul ăsta? I-a spus omului, tu să stăpânești peste tot. Da? I-a zis, vă aduceți aminte? Tu să stăpânești peste tot, da? L-a făcut cum? Stăpân, l-a făcut rege aici peste, da? Și Dumnezeu era regele peste ei, da? Pentru că fără această, știți, nu numai că suntem slabi, dar nici ne imaginăm că am putea să fim în altfel. Asta e și mai rău decât slăbiciunea în sine. Ce pot să fac? Mai vezi pe oameni, ce pot să fac? Când vin tot felul de stări de-astea, de descurajare, de decepție, de tristețe, nu poți să o alungi. Serios, ce poți să faci? Rita mai omul la tine, mă, te-a făcut șef Dumnezeu. Te-a făcut rege, Dumnezeu, dar vrei acolo, preferi să stai tot aia, să nu-ți revendici moștenirea care ți-a dat-o. Și omul care nu-i stăpân pe sine, Proverbe 25 cu 28, știți cum este? E ca o cetate, dar fără surpate și fără ziduri. Păi cetatea, singurul lucru care îl are bun și ania, este că avea zidurile alea și era greu ca să poți să o cucerești. Iar dacă nu are ziduri și e surpat, asta înseamnă că un om care nu-i stăpân pe sine, adică ce spune Dumnezeu în realitate? Că e posibil să fii stăpân pe sine, e posibil să fii stăpân pe gândurile tale, e posibil să fii stăpân pe sentimentele tale, înțelegi? Stăpân peste ele, mai zi odată, pot să fiu stăpân peste ele. Nu spune ce să fac, așa, o blegomanie de-aia de știu, o stare de asta de descurajare. Sunt ale tale, înțelegi? Le poți struni. Cuvântul lui Dumnezeu vine, le taie, le pune în ordine. Lasă-l să pătrundă, lasă-l să-ți intre rațiunea credinței. Proverbe 16:32. Cine e stăpân pe sine, prețuiește mai mult decât cel care cucerește cetăți. Aici înseamnă că se poate? Sau credeți că nu se poate? Cine e stăpân pe sine? Cine vrea? Cine crede? Da? Poți să fii stăpân pe sine, da? Poți să fii stăpân pe tot ce ține de tine, iar sentimentele sunt ale tale, cum sunt gândurile tale, cum sunt deciziile tale, cum sunt ce vrei să faci. De-aia ți se spune alege. I-a spus lui Cain, nu-i așa? Geneza 4:7. Nu-i așa? La ce apelează Dumnezeu? La cum te simți sau... Gândește-te, mă, omule, hai să gândim împreună, i-a zis și lui Iona la fel. Nu-i așa? Dacă faci bine, bine vei fi primit, binele vine, dacă asta alegi, dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, dar tu să-l, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Asta înseamnă că se poate să stăpânești păcatul prin dorințe, păcatul prin sentimente, da? Păcatul prin vorbire. Poți să ai un control, deși un rău mare care aprinde o pădure, asta nu înseamnă că nu poți deschide gura cu înțelepciune și să spui nu cuvinte de aur într-un coșuleț de argint. Da? Se poate așa.
poți să fii stăpân pe sine, poți să fii stăpân pentru peste sentimente. A doua Corinteni 10:5, noi răsturnăm izvodirile minții și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Poți să fii stăpân peste gândurile care le ai, poți să fii stăpân peste sentimente ca să le lasă, nu te domine, să nu fie greșite, să nu ajungă un foc care să pârjolească. Că ai sentimente de frică, poți să le stăpânești cu ajutorul credinței. Că ai sentimente de o mândrie care te împinge, prostește și nebunește la o mânie feroce împotriva cuiva, că ai tu nu știu ce invidii, bă, oprește-te, mă, nu lăsa să-ți distrugă orice calitate din tine, mă. Oprește sentimentele, că nu-ți de acord cu cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ți le poate tăia. Că ai frici, mă, cuvântul lui Dumnezeu. E natural și firesc ca oamenii să se teamă la cât de mii sunt, dar cuvântul lui Dumnezeu, când începi să te sprinji pe Dumnezeu, alungă sentimentele de frică, focul ăla care te ia, că tremur, că mor, că nu mai știu ce, nu mor, mă, stai un piculeț. E un piculeț, că Dumnezeu e cel care hotărăște când să fie cu tine, ce să fie. Dumnezeu să ne ajute, prieteni, ca să se împlinească cu noi, să avem această experiență, în așa fel încât rațiunea credinței să primeze, să se ridice deasupra, să stăpânească asupra focului sentimentelor. Este o biruință valoroasă și ține să știți, apropo, deși este vorbind de lucruri comune, nu vorbim de doctrine, vorbim de credință. Aici e vorba, tot e o lecție de credință, să știți, dar o lecție de credință care se adresează psihicului, care se adresează sentimentelor și credința este ceea ce trebuie să învățăm la nivel foarte practic. Amin.